Eu prezentăm noua adăpost în proporție de, știu eu, 80% finalizat. Este compus din 21 de boxe. Să începem cu, mă rog, prima femelă, linia domnului Blaga, o bătrânică de 3 ani, care tocmai a scos-o după pui, a avut un cuib de 8, foarte bine i-a dus și foarte frumoasă femelă, un păr deosebit. Avem aici o femelă și mascul oprit în adăpost. E din femelă de la Sergiu Roman, și cu masculul de 97,5. Aici avem puișorii de care vă spuneam, din au mai rămas 3, ăștia rămân în matcă, rămân pentru matcă, rămân în adăpost, din bătrânica de la domnul Blaga și cu consanguinul de la domnul Sergiu Roman. Aici avem o femelă, Sergiu Roman, montată a 14-a zi. Da? E gestantă. Aici mai avem o femelă gestantă de grifier de la Sergiu Roman. Îi mulțumesc tare mult. O femelă super frumoasă, e gestantă și ea. E mai agresivă când e gestantă, când aici avem o femeluță de la Marius Barbu, tot linia lui Sergiu Roman, foarte bună femela, cu 7 puișori de aproape 2 luni. Aici avem o femelă Sergiu Roman, din 90, masculul de 97, cu un cuib de 5 puiuți, foarte bună femelă. Aici avem masculul consanguin, linie Sergiu Roman. Foarte frumos. A dat pui excepțional. Foarte, foarte bun. Foarte lung. O poziție foarte bună pe masă. Foarte, foarte bună pe masă poziție. Am aici o femelă, la fel, față la mine în adăpost. Este Sergiu Roma și mamă și tată. Montată cu un grifier. Grifierul 3 săptămâni. Aici avem o femelă scoasă la mine din adăpost, la fel, linie Sergiu Roman, 80% din efectiv este Sergiu Roman linie,
poate mai bine de 80%, cu 7 puiuți. Foarte bună femelă și o mamă foarte bună. Puiuți foarte bun. Da? Aici avem o proaspătă mămică. Este un cadou făcut de Nicolae Poplăcean. Îi mulțumesc. Astăzi, îmi pare rău, dar eu nu vreau să o stresez prea tare. Astăzi, acum o oră, a dat nașterea 7 puișori. Este, aici este un... Boxele sunt acum construite. Am aici un mascul. Părerea mea foarte bun. Cap bun. Blană este din linia domnului Stănică. Un mascul foarte bun, părerea mea. Da, e mai nervos. Este un pic mai nervos. Ureche foarte bună, frumoasă. Un cap. Nu mai convenit. Da. Aici avem un flăcău foarte frumos. Este oprit pentru în matcă pentru anul viitor. Un mascul de grifier foarte frumos, încă e tatuat numai într-o la o ureche. Foarte frumos. Ureche foarte bună și cap. Și în vârstă de 3 luni. Iar aici avem doi băieți de la domnul Aurel Spaniol, un masculaș de grifier. Și unul de gri. Este din achiziționat de, știu, 2 săptămâni. Astea sunt curs de finalizare boxele. Cele 9. Și să trecem în rezervă și farmacie. Ca la orice crescător trebuie să avem și cele necesare. Ferestrele mari, lumina naturală foarte, foarte mare. Lumina naturală. Încă izolat, este foarte bine izolat. Adăpostul, 10 interior, exterior, plus tavan.